Cu cât se va scumpi lumina în Moldova? Eu știu că lunar operatorii înregistrează pierderi semnificative. Și aici nu poți să învinuiești. Înregistrează pierderi pentru că este diferența între să majore prețul la gaz și așa mai departe. Dar eu cred că cea mai mare scumpire a energiei electrice ar putea să fie nu acum, în primăvară. Pentru că contractul care este semnat cu Ciurganul, pentru care tot eu am fost criticat cu, uite, semnând cu Transnistrenii, cum îi numesc, separatiști și așa mai departe, un contract bun pentru Republica Moldova. Bun pentru partea dreaptă-nist, pentru Chișinău. Contractul nu permite majorarea prețului de la Ciurgan, cu toate că prețul la gaz a crescut semnificativ. Deci, cel puțin până la 1 aprilie, această creștere nu trebuie să fie semnificativă, în opinia mea. Chiar dacă pierderile vor fi atunci băgate în tarif. Atunci va fi alt preț la energie electrică livrată de la Ciurgan. Am văzut că îi vor scumpi la ucraineni. La ucraineni e mult mai scump ca la Ciurgan, de vreo două ori, dacă nu greșesc. Eu nu știu ce scheme vor să facă ei acolo. Dar eu cred că cea mai mare lovitură poate să ne aștepte în primăvară, nu acum. Acum poate fi actualizarea în funcție de cât s-a majorat la gaz, pentru că pe gaz 10-15% care vin de la ceturi, dar restul procurăm de la Ciurgan la preț stabil, preț fixat, care a fost fixat în contractul care a fost semnat pe timpul nostru. Care este un preț bun, un preț cu mult mai jos.